Salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Valentin și astăzi suntem la Arad cu New Holland-ul ăsta mare 8670. Avem aici un teren lotizat. Deci avem 8 hectare lotizate, câte 4 loturi pe parte, 4 pe parte, 8 loturi mai exact. Mă rog, diferite dimensiuni. Și îl arăm pentru lucernă. Este o zonă mai mișto, ca să zic așa. Astăzi o să ne chinuim un pic, fiind niște bucăți lotizate. O să avem ceva mai mult de lucru, trebuie să întorc de prea multe ori la capete. E mai complicată treaba, dar ne descurcăm noi cumva, nu este asta o mare problemă. Trebuie să facem frumos pe capăt, trebuie să vin cu buldo excavatorul să împing niște crăci. Dar momentan aici este ok. Și astăzi aș vrea să dezbat subiectul de data trecută, și anume întrebarea: ce credeți că vrea să prezinte canalul meu de YouTube? Din ce ați văzut până acum, și nu au fost comentarii prea multe, dacă nu mă înșel, 3 comentarii și un mesaj. Și o să le citesc pe rând. La mine e mizerie, dar ignorați treaba asta. Chiar n-am avut când să fac curat. Astăzi l-am luat așa, ieri am fost să desfac un solar. Astăzi l-am luat tractorul pentru că a intervenit ceva și n-am mai putut să mă urc să defișesc cu buldo. Și acum suntem la Arad. Să trag și eu prima brază de aici, ca să nu arăm cumva drumul. Și pe urmă o să mă apuc să citesc din comentarii, și anume ce vrea să prezinte canalul de YouTube. În mare parte, nu știu ce să zic, dacă oamenii au înțeles ideea sau nu au înțeles-o. Nu vreau înțeles-o din punctul meu de vedere, dar nu e asta o problemă. Ce-i drept, e cam moale. Destul de moale. Dar e ok oricum. Problema este că nu pot să ies nici cu roțile în drum, pentru că stric drumul. Și atunci o să rămân cu roțile în interiorul terenului. Îmi rămâne mai mult capăt de tras. Dar nu este nici asta o problemă așa mare. Au rămas și semnele pe aici și tot. Să iau țeavă. Așa. Și acum să începem cu comentariile. O să zic și de la cine sunt, presupun că oamenii nu vor să fie chiar atât de anonimi. Așa. Morărașul Vasile zice: am învățat și am multe de învățat de la tine. Am văzut că nu este simplu în agricultură și trebuie să te adaptezi condițiilor de secetă foarte dure din ultimii ani. Ai sfaturi utile, practice, îți cresc și abonații foarte bine, continuă tot așa. Cât, și aici a fost despre culturile de data trecută, dar asta nu o să fie cuprinse astăzi în treaba asta. Ce să zic, omul a prins oarecum ideea că vreau să sfătuiesc cu oamenii să învețe ceva și a prins ideea aceea ce vreau să spun. Și mulțumesc pentru susținere. Asta era și ideea, într-un fel sau altul, să dau sfaturi oamenilor, să le și înțeleagă. Și cum se face agricultura, nu se face doar în condiții super optime, mai vin și lucruri neprevăzute. Și trebuie să învățăm unul de la celălalt până la urmă, că despre asta este ideea. Asta aș vrea să văd de la
cât mai mulți care fac tot felul de vloguri în agricultură și în alte lucruri, să învățăm unul de la celălalt. Adică ce i s-a întâmplat lui ăla, poate nu știu eu să spun acum, și știe persoana respectivă și învățăm unul de la altul. Bodo, aici le-a cuprins pe amândouă subiectele, dar oricum o să-l citesc la început. Arată bine culturile și cele puse în arături și cele numai în dis. Despre canal, cred că e în direcția bună. Dacă era direcția rasca de abonații, nu creșteau. Creșterea abonaților e mai lentă pentru că sunt mulți vloggeri acum cu agricultură și la tine se abonează doar cei care sunt interesați cu adevărat de agricultură, nu copiii care vor să vadă nu știu ce model de tractor sau de utilaj cum a rată și doar atât, care nu sunt interesați să învețe ceva, părerea mea. Omul a cuprins oarecum ideea asta și ideea asta cu copiii ăștia care sunt mai tineri, deși ideea mea este să învăț tinerii și nu numai, doar că nu sunt genul care să prezinte utilaje noi sau care să vorbească numai despre utilaje noi. Pentru că bugetul oamenilor nu este numai pentru utilaje noi și asigur pe toată lumea. Că din câte am văzut și câți oameni m-au sunat să-mi ceară o părere, nu m-a sunat o persoană să-mi spună: băi, uite, am 50.000 de euro sau 100.000 de euro și vreau să-mi cumpăr utilaje noi. Deci nu m-a sunat nimeni să-mi spună: bă, uite, am 100.000 de euro și vreau să-mi cumpăr utilaje noi, ce-mi recomanzi? Nu, deci n-a venit o persoană. Oamenii nici măcar nu îți spun, nici măcar 20.000 de euro nu au, adică nici măcar 15.000 vin. Unii vin și spun: băi, vreau să-mi cumpăr un tractor cu 10.000 de euro. Și atunci eu ce să-i spun omului? Sau unii nu vor să dea nici 10.000 sau vor să dea 10.000 și să iau un super tractor de foarte mult scai putere. Adică, băi, sunt niște chestii care, na... Poate rămân înțepenit aici, fix aia îmi trebuie mie acum. Deci cam asta este ideea despre... Văd că se îngână bine. Cam asta este ideea despre treaba asta. Nici nu mai are acolo. Că s-a afundat tractorul până la transmisie. Așa de moale ce e acolo. Deci cam asta este ideea până acum. Să vedem. Băi, cam astea au fost. Restul a fost despre... Restul a fost despre cultură și o să vă citesc și mesajul, care mie mi se pare că a cuprins într-un mod foarte mare. Nu zic, fiecare a cuprins câte ceva din subiect, adică fiecare a înțeles câte ceva din canalul de YouTube. Și acum vine mesajul de la Ștefi și o să fie în felul următor. Cred că vrei să înveți ce știi să faci și să înveți și alte persoane ceea ce știi tu, în general agricultura și mecanica, dar dacă e să mă leg și de videoul cum am început, poate că vrei să le arăți că nu poți începe de sus, ci treaptă cu treaptă de jos. Băi, într-un fel sau altul cred că a cuprins ceea ce vreau să spun cu adevărat eu. Și ceea ce canalul meu vrea să exprime este faptul că eu nu vreau să prezint o agricultură performantă cum fac alte persoane și nu mă apuc să vă dau exemple pentru că știți canalele altor persoane care au tractoare de sute de mii de euro, fac o agricultură foarte performantă, adică sunt la un alt nivel față de mine în general și nu mai zic de ceilalți care mă tot întreabă de ce e un nivel mult prea sus, de ce mult prea sus. Și nu pot să-i cer un sfat acelui om
ce tractor să-mi iau eu SH? Adică, bine, omul o să spună, o să spună, dar tu probabil că nu o să ai buget. Adică omul se mai uită pe tractoare, se își mai face o idee și nu o să vină să-ți recomande un tractor super ieftin, ca să zic așa. Și atunci adică voi puteți să vă uitați și la alte canale, n-am nimic de spus, n-am nimic de obiectat, fac o agricultură foarte performantă, ceea ce mi s-a atras atenția de foarte multe ori, pentru că eu nu fac o agricultură performantă. Mi s-a mai atras și atenția faptului că nu învăț oamenii ceea ce trebuie, cum trebuie, dar părerea mea este că eu cuprind ceea ce vreau să exprim și ideea este în felul următor. Să zic, sunt oameni care găsesc, bă, sau sunt copii de ăștia, bă, găsește tractorul lui bunică, să are un 650 sau un 445 sau nu știu ce tractor, foarte mic, de dimensiuni mici, ceva până într-o 100 de cai. Dacă găsește ceva de 100 de cai, deja e vis. Și mă întreabă, bă, ce aș putea să fac eu cu tractorul ăla? Ce aș putea, cum aș putea eu să mă apuc de agricultură? Cum aș putea să fac o agricultură? Și așa mai departe. Canalul meu, ca toată lumea să înțeleagă de acum încolo, și cine vrea se uită, cine vrea nu se uită, e foarte strict ce spun acum, eu vreau să prezint agricultura pe sărăcie. Deci așa, până la urmă, cred că ăsta o să fie sloganul meu, Agri Valentin, agricultura pe sărăcie. De unde a venit ideea asta? Sunt foarte puțini, sunt foarte puțini oameni care își permit tractoare ultra performante, care pot să facă o agricultură ultra performantă. Și eu vreau să prezint că se poate face agricultură și cu tractoare jafuri. Deci astea nu mai sunt tractoare deja, aș putea... Bine, sunt tractoare, dar sunt... vorbim de tractoare și pe tractor pe care merg eu acum, vorbim de un tractor de 23 de ani. Adică e... nu poți să compar cu un tractor de 10 ani. Poți face agricultură și dacă pui în disc, și dacă nu-i dai complexe, și dacă nu... îi dai foarte multe îngreșăminte. Ideea este în felul următor: atâta timp cât faci lucrările la timp, reduci niște costuri, reduci motorină, îți reduci timpul, pui culturile într-un sol foarte fertil și atunci nu mai trebuie să-i dai nici complexe, trebuie să revii doar cu azot sau alte lucruri. Și asta vrea să prezinte canalul meu de YouTube, Agri Valentin, agricultură pe sărăcie. Asta așa o să se numească. Cine vrea să se uite, se uită. Cine vrea să vadă tractoare și agricultură super performantă, vă spun de pe acum că nu o găsiți la mine pe canal și nu o să o găsiți. O să performez în timp, nu zic că nu, dar tot nu o să ajung la nivelul altora care dă complexe tone pe hectar. Niciodată nu o să fac treaba asta, pentru că sunt multe lucruri mai importante decât ai da complexe tone pe hectar, pentru că uneori chiar nu le vă rostul. Și ideea este în felul următor, că o să vină oamenii să-mi spună acum de ce nu învăț oamenii să dea complexe, să dea îngreșeminte, dar ideea este în felul următor: atâta timp cât dai îngreșeminte multe pe teren, necesită alte costuri, motorină, costul îngrășămintelor, utilaje care se uzează, vorbim de întreținere, vorbim de timpul tău. Și cam asta este ideea, pentru că am fost criticat oricum. La ultimul video am fost foarte criticat când am prezentat culturile. Și culmea culmilor era că oamenii care nu fac o agricultură performantă vine și spun ție cum să faci o agricultură performantă. Păi nu poți să vii să-mi spui mie cum să fac o agricultură performantă atâta timp cât tu nu faci o agricultură performantă. Este simplu. Deci pentru mine treaba asta este simplă. Atâta timp cât nu faci agricultură performantă, nu poți să vii să-mi explici mie cum se face o agricultură performantă. Pentru că eu știu cum se face și o agricultură performantă,
Dar eu nu-mi permit să fac o agricultură performantă. Pentru că dacă vine o secetă într-un an, pentru că nu știu câți dintre voi se gândesc la treaba asta, și în loc să investești 2 miliarde, investești 4 miliarde. Și cazul este în felul următor. Nu că pierzi, să zicem, nu că pierzi și ai rămas la un nivel, băi, am ieșit antipămandia, adică asta e, am pierdut munca mea, am pierdut, dar n-am rămas cu datorii. Este mai rău când o să rămâi cu datorii, pentru că dacă ai rămas cu datorii, e grav de tot să rămâi cu datorii. Așa, bă, am investit 2 miliarde, îți faci niște socoteli și vezi, bă, uite, s-ar putea să cam ies, așa. Și dacă dă o secetă să nu iau nimica, costurile sunt mult mai mici și cât de cât îmi recuperez ceva. Dar când o avea niște costuri foarte mari și odată ce ai pierdut decalajul ăsta, ai un decalaj foarte mare unde ai pierdut absolut tot, este foarte greu să o iei de la capăt, să investești iarăși. Pentru că cu ce bani mai bagi motorină, cu ce bani mai întreții tractoarele, cu ce bani. Și atâta timp cât ai niște credite sau niște chestii făcute și faci agricultura pe datorie, pentru că unii mai fac agricultura pe datorie și sincer și eu o fac. Deci nu e să spun acum că nu fac. În ce sens fac agricultura pe datorie? Luăm semințe, luăm îngrășăminte, luăm absolut tot ce înseamnă astea, le luăm de la dealer, ca să zicem așa. Și dealerul, cum ar veni, tu vinzi cerealele și îi dai banii la recoltare, cum ar veni. Îi dai banii la recoltare și atunci ai încheiat cu totul. Dar dacă tu nu mai ai ce să recoltezi, de unde îi mai dai bani? Să zicem, îi dai subvenția. Bă, îi dai subvenția, dar atunci când costurile tale deja depășesc subvenția și când deja subvenția, oricum subvenția nu ți acoperă toate costurile, ca să se înțeleagă. Este un ajutor, dar nu ți acoperă toate costurile, indiferent cât de joasă îi face tu agricultura, n-ai cum, pentru că se investește foarte mult, se investește motorină, se investește piese, se investesc multe chestii și nu o să ți acopere. Dar decalajul este foarte mare și am simțit chestia asta anul ăsta pe secetă și totuși am scos cât de cât producții. Și atunci trebuie să spui niște semne de întrebare și să te gândești și la ziua de mâine, nu numai la ziua de azi. Și atâta timp, ceea ce nu mai înțeleg oamenii este că atâta timp cât cultura este în picioare pe câmp, nu poți să spui, băi, anul ăsta scot producție de 5 tone. Sau poți să ai cultura care poți să scoți 5, 6, 7, 12 tone. Și vine într-o zi o grindină și nu mai e nici paie. Deci asta este lucrul pe care iar nu înțeleg oamenii. Deci asta e. Deci agricultura e loterie și trebuie să investești atât cât să rămâi și tu cu ceva și să mai poți să mai investești și anul următor. Pentru că dacă mergi în loc să faci progres, faci regres, o să fie cam nasol. O să fie cam nasol pe termen lung, nu pe termen scurt. Adică una e când pierzi mult, alta e când pierzi puțin. Și să vă mai zic încă o chestie, anul ăsta nu au intrat subvențiile nici până la ora actuală. Mă rog, a intrat o parte ce s-a dat de la Uniunea Europeană. Au intrat și încă așteptăm de la țara noastră România să ni se dea partea cealaltă. Și acum suntem cam în pom, așa, nu avem nici bani de motorină. Dar asta e. N-avem ce să facem. Și cam asta e treaba cu ceea ce am vrut eu să spun despre canalul meu de YouTube. Deci, de acum încolo o să se numească Agri Valentin Agricultură pe Sărăcie. Este dedicată special oamenilor care se apucă de o agricultură și nu numai. Deci cine vrea sfaturi utile poate să le vadă aici. O să apară un nou video după ăsta și anume achiziționarea unui tractor, raport calitate-preț, putere, comparații și alte lucruri, pentru că am văzut că oamenii nu înțeleg multe lucruri și o să facem și treaba asta.
și o să apară un nou video cu tractor raport calitate preț. Eu am fost Valentin și până data viitoare v-am salutat.